Târgul de iarnă de la Deva, care este deschis în Piața Victoriei, la cal, pe platoul din fața Centrului Cultural Drăgan Muntean, își așteaptă în continuare vizitatorii. Cei care vor trece astăzi și mâine prin centrul Devei vor avea parte, pe lângă delicii culinare specifice acestei perioade sau de expoziții cu vânzare de haine și alte obiecte, și de colinde și muzică de calitate. De asemenea, vor fi concerte și după Crăciun, târgul rămânând deschis până în data de 9 ianuarie 2022. Astăzi, 22 decembrie, cu începere de la ora 18, va avea loc pe scena din fața Centrului Cultural Drăgan Muntean încă o seară magică cu colinde în cadrul târgului de iarnă organizat aici la Deva. Așadar, astăzi și mâine veți mai putea asculta frumoasele colinde tradiționale românești care vestesc nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Concertele vor continua și după Crăciun, în 29 și în 30 vom mai avea încă două zile de concerte. Târgul rămânând deschis până în data de 9 ianuarie pentru cei care doresc să viziteze standurile de aici și să se delecteze cu cele mai bune preparate tradiționale românești. Vă urez din tot sufletul sărbători fericite și la mulți ani! Programul concertelor de la Târgul de Iarnă din Deva, care vor începe la ora 18, este următorul. Miercuri, 22 decembrie, spectacol folcloric susținut de Cristian Fodor, Ciprian Roman, Ovidiu Olari, Valentin Crainic și Nicolae Flaviu Cristia. Urmează colindătorii Corvinilor, Adriana Ștefan, Aida Busuioc, Răzvan Mihonesc, George Pârvan, Bianca Sârb, Florin Nan, Teodora Larisa Petruț, Costi de Oanca, Ovidiu Pâs, Anca Mihăilă, Amalia Crișan, Cristina Drăgulescu, Cosmin Gheban și Ovidiu Nechita. Joi, 23 decembrie, începând cu ora 18, concert susținut de Gabriel Cândea and Band, Gino Band și Mihai Trăistariu. Miercuri, 29 decembrie, în ajun de an nou, concert susținut de trupele The Story și Coas. Joi, 30 decembrie 2021, concert susținut de trupele Vremuri și Topaz. Târgul de iarnă din acest an, din municipiul de reședință al județului Hunedoara, este organizat de către Primăria și Consiliul Local al municipiului Deva și Centrul Cultural Drăgan Muntean din Urbea de la Poalele Cetății.